Slăvit să fie Domnul. Amin. 2 Timotei 4 cu 7 și 8. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Doamne, Te slăvesc, am cântat și slăvim pe Domnul. Mulțumesc Domnului că eu sunt pentru a doua oară în adunare. În 1982 am fost într-o joi seara și acum, după 42 de ani, Domnul mi-a dat harul să fim din nou împreună. Pe toți Domnul să ne binecuvinteze. Pe acest Domn al slavei. Cine e acest împărat al slavei? Să vă citit. Domnul oștirilor, El este împăratul slavei. Înaintea Lui ne închinăm, că El este un Dumnezeu al slavei. El și-o arăta slava în creație. Psalmul 19, cerurile spun slava lui Dumnezeu. Și nu vorbim de creație. În Isaia 66 cu 18, în judecățile care le aduce Domnul, El își arată slava. Și o să mai vedem odată o slavă, și asta vreau să o văd și eu, în Marcu 13 cu 26, atunci se va vedea venind pe nori Fiul omului cu putere și cu mare slavă. Să ne ajute Domnul să vedem și slava aceea. Acum Domnul are slavă, trebuie să-i mai dăm și noi slavă? Da. Cum îi dăm noi slavă lui Dumnezeu? 1 Petru 4 cu 11. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu. Deci noi dăm slavă lui Dumnezeu prin slujire, prin predică, prin cântare, prin dăruire și prin tot ce facem, noi îl slăvim pe Dumnezeu. Să ne ajute Domnul! Prin trăirea noastră, Matei 5 cu 16, tot așa să lumineze și lumina voastră în fața oamenilor, pentru ca oamenii, văzând faptele bune, să slăvească pe Dumnezeu în ziua când Domnul îi cercetează. Deci în relaționarea noastră cu oamenii, așa trebuie să fim de atenți ca Domnul să-și culeagă partea de slavă din faptele noastre bune. Și mai spune în Ioan 15 cu 8, dacă aduce cineva multă roadă, prin aceasta Tatăl meu este proslăvit. Asta putem verifica. Că dacă ne-am judecat singur, spunea Pavel în Corinteni 1, 11, n-am fi judecat. Hai așa scurs să vedem dacă aducem roadă. Psalmul 127, versetul 3, rodul pântecilor îi o răsplată dată de Dumnezeu. Biserica s-a omulțit prin două modalități. O recunoaște prin natalitate, copii crescuți în adunare, s-au căsătorit la rândul lor și au crescut. Sau prin prozelitism. Scrie în Romani, capitolul 16, versetul 5, de Epenet, care cel din tâi rod al Asiei pentru Hristos. Câți oameni au venit la Hristos prin tine? Am o întrebare. Colegi de servici, vecini, rudeni, colegi, dușmani, cât ai adus tu la Hristos? Era întrebarea care... Cât ai adus tu la adunare? Era întrebarea care o punea fratele de mai înainte. Oamenii ăștia care tu i-ai adus la Hristos, îi un rod pentru Domnul. Și am uitat să vă fac o înțelegere din capul locului. Eu nu sunt evanghelist, n-am slujba asta. De aceea n-am încercat să identific care-i pocăit și care nu-i pocăit. Eu în seara asta vreau să am un cuvânt de învățătură pentru toți de aici. Domnul să ne ajute, da? Și tot rod pentru Domnul e un caracter frumos care îl avem, îl cultivăm noi. Roade pentru Domnul.
Scrie Matei 3:8, faceți roade vrednice de pocăința voastră. Pocăința e o roadă pentru Domnul. În Roman 6:22, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit, asta e un rod, să fii sfânt pentru Domnul. În Filipeni 1:11, plin de roada neprihănirii. Și neprihănirea e un rod care îl aducem pentru Domnul, nu? Galateni 5:22, roada Duhului. Efeseni 5:9, roada luminii. În Evrei 12:11, roada păcii. În Evrei 13:15, rodul buzelui. Frate, să cântă tare frumos. Și noi am mai cântat, dar eu dacă cântam tare, mai mult îl încurcam. Avem roada asta pentru Dumnezeu? Că noi îl slăvim pe Dumnezeu prin rodire. Dacă cineva aduce multă roadă, Tatăl meu este proslăvit. Să ne ajute Domnul. Amin. Dar eu mai am un gând, o întrebare. Dar eu am dreptul la slavă? Nu la slava aia viitoare, Efeseni 5:27, această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură. Nu, nu, nu. Acum eu aici în Caransebeș, am și eu dreptul la un pic de slavă? Eu zic că da. Când Ioan 17:22, Domnul se roagă, spune, le-am dat slava pe care o aveam eu. Atunci le-o dat, nu la sfârșitul veacului. Atunci le-am dat slava care o aveam eu. Oare ce stă slava asta? Este o slavă deșartă? Că spune în Galateni 5:24, să nu umblăm după o slavă deșartă, întârtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Aia e o slavă deșartă. Sau mai scrie în Ioan 5:44, cum puteți să credeți voi care umblați după slava care vă dați unii altora și nu după slava care vine de la Dumnezeu? Există o slavă deșartă. Este și una autentică, îngăduită de Domnul? Eu zic că da. 2 Corinteni 3:18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă și suntem schimbați în același chip cu a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Eu știu cum am tâlcuit asta? Când stai mult, mult, mult cu Domnul, încep ca să seamăn cu Domnul. 1 Ioan 4:17. Cum este El, așa suntem și noi. O stat Moise pe munte cu Dumnezeu 40 de zile. Când o coborât, știți că evreii nu se puteau uita la El? De ce? Îi strălucea fața. N-are cum să stai în prezența lui Dumnezeu și să nu se reflecte slava lui Dumnezeu peste tine. Avem drept la slava asta, suntem schimbați în același chip cu a Lui, din slavă în slavă, prin... Și care-i slava unui pocăit? Plinătatea Duhului Sfânt. Cu cât ai mai mult Duh Sfânt în tine, cu atâta ai mai multă slavă de la Dumnezeu. Domnul să ne-o dea aici nouă. Mai spune 1 Petru 4:14. Când sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, fericiți de voi, că atunci Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste noi. Vreți slava asta? Să dea Domnul că atunci când suntem batjocoriți și prigoniți, să se odihnească Duhul Domnului peste noi. L-am cunoscut pe fratele Vorobeț, un om al Dumnezeu, un apostol. An de Siberia, bătăi. Și odată el a avut o lucrare, a venit o studentă de la medicină din Moscova, a venit aici la Kamica, unde sta fratele, că eu am fost la el, l-am vizitat, și a avut o prorocie. Când te vor lovi peste față, vei simți o bucurie, vei vedea o slavă cum n-ai mai avut niciodată. Mie îmi spunea fratele Vorobeț, mă, eu am luat bătaie, la o singură bătaie eu scos tot dinții din gură. Plutonierul gheață în ițicani, după ce l-a bătut, te-o rup mâinile amândouă în genunchi. Deci, nu spun povești, om care l-am văzut, l-am cunoscut, am fost la el acasă. Dar odată-s că așa l-a bătut peste obraz, că el nu l-a luat bătaie până atunci.
Și și-au adus aminte de prorocie și au spus, Doamne, bătaia este, dar bucuria, slava unde? Și spunea că s-au deschis la cer, a venit Domnul Iisus și l-au mângâiat așa cu palmele. Și când l-au mângâiat, a simțit o bucurie cum nu mai a avut niciodată. Și a început să zâmbească, să râdă. Era un capitan care îl bătea și a spus, ce ai, Domne, de râs? Și el a spus, Domne, scrie în Cartea Sfântă că plânsul și are vremea lui, râsul are vremea ei, bucuria are vremea, acum e vremea bucurie. S-a uitat la el, a luat un ligian, un ștergar, l-a spălat și a spus, măi, nu mai puneți mâna pe omul ăsta, cu omul ăsta e ceva. Slavă în batjocură. Noi am spus repede, amin. Dacă am avea parte de batjocură și de prigoniri, Domnul să ne dea putere. Ca să putem suferi. Și mai este o slavă. Așa s-a împrietenit Moise cu Dumnezeu, că a spus odată, Doamne, dacă toți suntem prieteni, arată-mi slava ta. Și spune Dumnezeu, măi Moise, nu pot, măi, că nu este om ca să mă vadă la față să trăiască. Dar uite, facem cumva. Eu te așez într-o crăpătură de stâncă, pun așa mâna peste tine, trec toată slava mea prin fața ta și ai să mă privești și tu pe dinapoi. Și așa au făcut. Spune în Exod capitolul 34, versetul 6, că Domnul a trecut cu slava pe înaintea lui și Moise a văzut slava lui, dar o și auzit ceva. Moise o și auzit ceva. Și ce a auzit Moise? Eu sunt Domnul Dumnezeu, un Dumnezeu îndelung, răbdător și bogat în îndurare, care iert. Și vine capitolul 14 din Numeri, Dumnezeu sunt mânii tale pe evrei și vrea să nemicească. Dar Moise îi spune așa în versetul 18. Și adu-ți aminte de vorba care ai spus-o când ți-ai arătat slava, că tu ești un Dumnezeu iertător care ierți și l-a înduplecat pe Dumnezeu. Știi în ce mai este slava unui pocăit? În caracterul lui, în puterea de a ierta. Cu cât ierți mai mult, cu atât ai mai multă slavă. Ne place slava asta? Domnul să ne-o dea la tot. Am cântat o cântare. Te laud, Doamne, te slăvesc, nu? Cine e împăratul slavei? Domnul cel puternic, El e împăratul slavei. Să ne ajute Domnul să-L slăvim și să ne alegem și noi partea asta de slavă care e a noastră, a oamenilor. O slavă care stă în plinătatea Duhului, în suferință pentru Domnul și într-un caracter frumos. Acum eu spun amin. Am citit un pasaj din Sfânta Scriptură în care viața ne-i prezentată ca o luptă. Și Pavel spune, eu m-am luptat lupta cea bună. Nu vorbim de câte feluri lupta asta. Vorbim numai de lupta cea bună. Și n-am să termin, dar mi-am propus să vorbesc așa pe scurt. Dacă e vorba de luptă, ne trebuie arme. 2. Cu cine luptăm? Care e adversarul nostru? Și 3. Strategii sau tactici de luptă. Hai să începem cu prima. Mie îmi place să fiu disciplinat. Deci începem cu arme, sunt multe arme. Am întâlnit în Scriptură tot felul de arme când au plecat oamenii la război. S-au dus odată un băieț să lupte și au făcut rostul de armament. Au luat câteva ulcele de lut, câteva lumânări și câte o trompetă. Și au spus, mergem să ne bătem. Luați-vă bătăți să aveți ulcioarele de lut la voi. Care din voi s-ar bate? Să ducă să bată așa. Că ei se băteau un chip firesc acolo. Și când a strigat Gedeon, a spart ulcerele, sabia Domnului, sabia lui Gedeon, le-a dat Dumnezeu biruință. O plecat odată Iosafat să bată cu niște oameni, dar ceea ce erau mulți, Iosafat s-a uitat, a pus el câțiva ostași așa, și în frunte, în primul rând, pe linia întâia, a pus niște tineri cu trompeta. Aia veneau cu zale, cu scuturi, mergeau în cadență, pe călari, călări, mergeau, se încurajau, astea cu trompetele. Cine au câștigat? Care știe? Măi, care se duce la luptă cu trâmbiță?
Dar când au început să cânte ăștia cu trâmbița, o coborât Dumnezeu între ei și o luptat pentru ei. Că Domnul coboară în mijlocul cântărilor de laudă. Eu cred că Domnul e aici. Scrie Matei 18, 20, unde-s 2-3 adunați în numele meu, eu sunt acolo. Și eu cred că Domnul e aici. Am ales pentru astăzi o altă armă, care e la îndemâna voastră. Nu trebuie să scoți bani din buzunar, să o cumpiri, și e o armă teribilă. E de o eficacitate extraordinară. Scrie 1 Petru, capitolul 4, începând cu versetul 1. Astfel da, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Că cel ce a pătimit în trup a sfârșit cu păcatul, pentru că în vremea care mă rămâne de trăit, să nu mai trăiască după voia oamenilor, ci voia lui Dumnezeu. Știți care e arma de care vreau eu să vorbesc? Gândul. Înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Oameni buni, în lupta asta care o ducem noi, foarte, foarte important îi gândul. Să ne dea Domnul gânduri bune, că noi avem în cap un tribunal. Avem un tribunal în cap. Roman 2 cu 15 spune că gândurile noastre sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Asta înseamnă conștiință. Indiferent ce religie ai, indiferent cât de mult cunoști sau nu Scriptura, Dumnezeu a pus în tine o conștiință. Eu întreb așa, când vorbeam altă dată de vremuri de neștiință, dacă un creștin ortodox, nu-i pocăin, nu-i penticostal, și merge rar la biserică, la Paște, la Crăciun, se duce odată la nevasta altuia, el știe că e păcat? Dar nu luăm un ortodox sau un catolic sau un penticostal, luăm un ateu care nu crede în Dumnezeu. Se duce, dă în cap la unul și fură portofelul. El știe că face rău? Dar de unde știe? A pus Dumnezeu conștiință în om. Cuget omului. În Eclesiastul 3 cu 11 spune, Dumnezeu toate lucrurile a făcut frumoase la vremea lor, a pus în om și gândul. Noi avem gândul veșniciei. Toate popoarele lumii, toate culturile lor au sădit gândul veșniciei în ei. Avem un cuget. Pavel spune lui Timotei, 1 cu 19, Timotei, să păzești credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Dă-i-ne, Domnul, un cuget curat. Acum, vorbesc de gânduri, da? Arma asta care se cheamă gând. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu gânduri. Știți că noi suntem responsabili de gândurile noastre? Ele au surse diferite. Gândurile odată pot veni din nevoile trupești. Trupul meu are anumite nevoi, trimite impuls la creier, creierul procesează nevoile astea și asta se cheamă gând. Mie mi s-a întâmplat de câteva ori, când mi-era foame tare, 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 nu mă mai puteam gândi la nimic, numai la mâncare. Mi s-a întâmplat, călătoresc cu frații în mașină, ziua, noaptea, merg mult, la un moment dat, încet, încet, discuția lunică spre mâncare. Toate discuțiile, toate spre mâncare, zic, gata, băi, vii foame. Pentru că ale noastre gânduri vin din nevoile trupești. Al doilea, gândul poate veni din evenimentele sociale. Eu sunt lipit de granița cu Ucraina. Și am mai fost de multe ori și acum iar sunt invitat în Ucraina. Acolo oamenii trăiesc un pic altfel decât noi. Nu mi-ajunge vremea să vă spun experiență și intervenția lui Dumnezeu și nenorocirile care se întâmplă acolo. Dar eu mă gândesc la Ucraina, Israel, fâșia Gaza, Iran. Aici se nasc niște gânduri. Trei. Gândurile pot fi influențate de diavolul. În Ioan 13 spune,
În timpul cinei, după ce diavolul a pus în Iuda Iscarioteanu gândul, și aici m-am oprit. Poate diavolul să-mi impun obligatoriu un gând sau nu? M-am gândit la asta. Că dacă diavolul ar putea să-mi impună un gând, eu n-aș mai fi vinovat. Eu aș fi un robot. Ori mă influențează Dumnezeu, ori diavolul și eu n-am ce face. Eu vreau să vă spun că responsabilitatea pentru gânduri o are fiecare din voi. Diavolul nu poate să-mi impună un gând. Ce poate să facă el? Să mă ispitească. Ce este ispita? Ispita este un atac violent al diavolului la nivelul minții. El vine și te ispitește. Dar ispita nu e sinonim cu păcatul. Nu, nu. În Evrei 4:15 spune: noi nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci de unul care a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile, dar fără păcat. Deci ispita nu e sinonim păcat. Ispita e numai un atac de la diavolul. Eu am întâlnit băieți, fete, frați, surori care spun: frate, așa am fost ispitit, am gândit rău, am avut niște gânduri murdare. Măi, stai așa un pic. Le-ai gândit tu sau a venit diavolul și te-a ispitit? Eu nu sunt vinovat de ispita diavolului. Spune Genesa 4:6, Cain, pentru ce s-o poți omorâ fața? Nu? Nu e așa, faci bine, ajungi bine. Vezi că păcatul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești. Vine diavolul cu un gând îmbietor până la ușă. Eu înțelepciune am ca locuință mintea și născocesc cele mai chipzuite planuri, scrie în cartea Proverbe. El îți aduce ispita asta până în fața ușă. Dacă îl primești, stăruiești în el, ești vinovat. Eu nu pot împiedica păsările să treacă peste grădină. N-am cum. Dar le pot împiedica să nu-și facă cuib. În momentul când stăruiești în gândurile astea păcătoase, și asta se întâmplă la mulți dintre noi, toți care suntem, aici e lupta mare la nivelul minții noastre. Aici e lupta mare. Spuneam că în Biserica Catolică sunt definite 7 păcate mari, capitale. Primul păcat, ei spun că e lenea. Lenea e atelierul în care se prelucrează toate celelalte păcate. Când stai până la amiază, îmi veni cu plapul, mă zbind gândurile. Trezește, du-te, spală, dă conspiratorul, mătură prin o gradă, fă ceva, fă activitate, că dacă linevești, lenea e un păcat. În Iacob 1:13 spune așa: nimeni să nu spună sunt ispitit de Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, El însăși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când e atras de pofta lui însăși momit, pofta zămislește păcatul și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Fraților, suntem oameni mari. Când se zămislește un copil în burta mamei, nu se naște atunci. El mai stă acolo 9 luni. Tot așa e și cu păcatul. Pofta zămislește în mine un păcat, dacă n-am înțelepciunea să-l îndepărtez, el se dezvoltă, crește în mine. Când îmi vine ocazia să păcătuiesc, eu păcătuiesc de ce? Îs obișnuit cu păcatul. De unde? Din mintea mea. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Revin dar la sursa gândirii. Pot fi nevoi trupești, evenimente, ispite de la diavolul sau gânduri bune de la Dumnezeu să ne dea Domnul. Ieremia 29:11, eu am gânduri de pace și nu de nenorocire, să vă dau un viitor și o nădejde. Măcar că sursele sunt diferite, repet și repet, responsabilitatea pentru gânduri o ai tu. De aceea vom și fi judecați pentru gândurile noastre. Pentru că au fost oameni care, trăind experiențe identice, au avut raportări diferite. 12 oameni. 12 oameni pleacă să-i scodească Canaanul. Toți trec prin aceeași experiență. Vin să dau raportul.
Și în raport 10 spun așa, nu putem cuceri Canaanul. Cetăți tari, oameni mari, anachimii, fiii lui Anac, ne mănâncă. 10. Doi spun altfel, nu au avut aceleași experiențe? Numeri 14:24, dar pentru că Caleb, robul meu, a fost însuflețit de un alt duh. În Filipeni 3:15 spune, gândul acesta dar să vă însuflețească pe toți. Care-i gândul care te însuflețește pe tine? De dimineață până seară și în anul 2024. Experiențe identice, raportări diferite. Pedepse identice, alegeri diferite. Habacuc 2, m-am dus pe turn de stradă, văd ce îmi spune Domnul. Și Domnul are niște pedepse pentru tot Israelul. Unii aleg apostazia, idolatria, Habacuc 2:19, dar unii aleg să slujească pe Domnul, Habacuc 3:17. Chiar dacă vița nu înflorește, smochinul nu va avea rod, rodul pe câmp va lipsi, moroile în grajă, boi în staul, eu tot mă bucur în Domnul Dumnezeu. Când tu treci printr-un necaz, care gând îl alegi? Că asta depinde de tine. Alegi desnădejdea, nu se poate, n-avem șansă, sau alegi încrederea în Dumnezeu? Ce alegi? Doi tâlhari răstihniți împreună cu Hristos. Mor amândoi, bătuți, chinuiți, curge sângele din ei. Unul îl ocărăște pe Mântuitorul, altul spune, pomenește-mă și pe mine. Care-i gândul tău care îl alegi? Gândul tău, repet, e o armă. În lupta asta contează ce gândești. Domnul să ne dea gânduri bune. Frustrări identice. O echipă de misionari fac misiune. Se duc să doarmă noaptea într-un sat, nu-i primește. Vin doi băieți înapoi, spun învățătorule, vrei să poruncim să coboare foc din cer? Că așa o porunci și Ilie. Știi ce spune Domnul Luca 9:55? Nu știți de ce duc sunteți însuflețiți. Fiul omului nu a venit să piardă, a venit ca să mântuiască. Când ai o frustare, ești învinovățit pe nedrept, judecat pe nedrept, care-i poziția, care-i gândul tău? Răzbunare sau compasiune? Că de gândul tău, tu răspunzi. Domnul să ne dea gânduri bune. Eu am mai gândit la un lucru. Noi tare mult ne rugăm pentru sănătatea oamenilor. Acum spune 2 Corinteni 4:16 că noi avem un om de afară și unul din lăuntru. Când omul de afară e bolnav, știm ce avem de făcut. Un bilet la fratele, trimitere la doctor, rețetă compensată la operație. Așa fac și eu. Așa facem toți oamenii. Când se îmbolnăvește sufletul, ce faci? Că sunt boli sufletești. Cu boala trupească poți intra în rai. Cu boala sufletească nu intri în rai. Și din domeniile astea în care putem să ne îmbolnăvim, eu am ales un domeniu, mă rog în fiecare zi aproape, cu cât am îmbătrânit, că am îmbătrânit în adunare, și cu cât trece vremea, tot mă rog ca Domnul să-mi dea în minte sănătoasă. Bună rugăciunea asta? Recent am fost, n-am o săptămână, a venit o mamă cu 3 copii. A avut un accident de tren, a surprins trenul în pasaj, ea nu a mai putut scăpa, a pus mâinile așa, a lovit-o la cap, de atunci face epilepsie cam de 2 ori pe lună. Fraților, m-am trezit plină de sânge căzută jos, m-am trezit în salvare, m-am trezit la spital, nu, rugați-vă pentru mine. În aceeași rugăciune, am avut o tânără de 25 de ani, am scos-o de la spitalul de psihiatrie. O fată cu minte frumoasă, a terminat un liceu greu, deodată începe să audă voci, trebuie să facă ce îi spun vocile acelea, o dus-o la spital, îi dă sedative, îi dă tratamente și într-un moment de luciditate spune fata asta, frate, rugați-vă pentru mine, eu nu mai am minte cât îmi trebuie. S-au adunat mai mult frați, ne-a rugat și mă rog de atunci, Dumnezeu să-i dea vindecare. O soră mă sună la telefon,
nu spun cine și de unde, poate mulți o știți. Am o discuție, încerc elegant să curm discuția, da, bine, hai că mai vorbim, rămâi cu Domnul, ne rugăm pentru tine. Închid telefonul și mă gândesc, oare femeia asta are minte cât îi trebuie? La câteva minute mă sună bărbatul, frate, dragul, roagă-te pentru soția mea, în ultimul timp mi se pare că nu gândești bine. Și de atunci, dar și până atunci, și acum eu mă rog, Domnul să ne dea o minte sănătoasă. Dacă tot vorbim de arma asta cu care luptăm noi și se cheamă gând, eu mă rog Domnul să ne dea sănătate. Și am vrut să văd eu că este o înțelepciune de tot înțelept, a lui Dumnezeu care e singur înțelept. Este o înțelepciune care parcă se duce în jos. Iacob 3 cu 15. Pământească, firească, drăcească. Dar este una care te duce în sus, cu versetul 17. Înțelepciunea care vine din sus este întâi curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, nefățarnică, plină de roduri bune, nepărtinitoare. Vreți să ne dea Domnul înțelepciune de asta? Apoi să ne dea și eu spun amin. Eu am constatat că sănătatea minții stă în relația pe care o ai cu Dumnezeu. Da? Că Psalmul 14 și 53, nebunul zice în inima lui, nu-i Dumnezeu. Dar într-o relație bună care o ai cu Dumnezeu, îți dă o minte sănătoasă. Psalmul 111, versetul 10. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Toți care o păzesc au o minte, să ne dea Domnul mintea asta sănătoasă. În relația ta cu Dumnezeu, aici se vine mintea sănătoasă. Și vine în Daniel un om care, dacă s-ar echivala studiile, avea nu știu câte doctorate luate. Cel mai înțelept din Imperiul Babilon, șef la toți înțelepți. Îl chema Daniel. Și vine versetul 9, 22, capitolul 9, versetul 22. Daniel, am venit să-ți luminez mintea. Eu cred că mă supăram. Dar ce, n-am minte cât îmi trebuie sau cum? Știi ce am constatat eu, oameni buni? Facem evanghelizări, bine, și noi am făcut. Chemăm cântăreți, cântă frumos, predicatori. Eu așa aș vrea să vă dau cunoașterea Scripturii, e o vorbă la noi, cu pâlnea să vă torn în cap. Băi, până nu-ți luminează Dumnezeu mintea, apă nu pricepi. Că în Luca 24 cu 45 versetul spune, atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Hai să ne rugăm să aducă oameni din Caransebeș la adunare. Dacă ne aduce ei să le deschidă mintea să înțeleagă Scripturile. Am lucrat 35 de ani la Calea Ferată. Am avut un colectiv de oameni bine pregătiți. Mulți din ei erau cu facultăți. Unul avea dreptul, altul inginerie, politehnică. Soluții tehnică la toate problemele apărute. Ne consultam, vorbeam. Când încercam să le spun ceva de pocăință, băi, nu te înțeleg, băi, dragul și bine, chiar nu te înțeleg. Tu crezi este, măi? Știi de ce nu mă înțelegeam? Că n-aveau mintea deschisă de Dumnezeu. Spune Biblia, atunci l-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Să ne mai deschide Domnul și nou mintea. Să ne mai lumineze și nou Domnul mintea. Și să avem o minte sănătoasă. Relația cu Dumnezeu. 2. Promovarea unui caracter nobil prin educație, scrie în Deuteronom 6 cu 7, întipărește poruncile acestea în mintea copiilor tăi. Asta înseamnă educație. Când eram eu tânăr, vorbea de cei 7 ani de acasă. Nu mai sunt 7 ani, amui crește de la 2 ani, grupa mică, grupa mare, 2 ca și nu știu mai cine. Bona. Caracterul unui om se slefuiește din frage de copilărie. Atunci fă-ți timp pentru copilul tău cât e mic. Atunci slefuiești caracterul. Spune în Proverbii capitolul 3, de la 3 în jos versetul. Să nu te părăsească credincioșia și bunătatea, leagă-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Ele vor face să capestrece înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu și îți vor da o minte sănătoasă. Asta înseamnă educație.
caracterul unui om din fragi de copilărie se șlefuiește prin educație și prin autodisciplinare. 1 Corinteni 9:27 spunea Pavel: și mă port aspru cu trupul meu ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu însumi să fiu lepădat. O metodă de autodisciplinare e postul. Când eram cu astea două surori dusă cu mintea, dusă, scoasă de la spitalul de psihiatrie, erau niște frați în vârstă, frați proroci, oameni al lui Dumnezeu. Am apelat la ei ca la o autoritate din partea lui Dumnezeu. Și înainte de a ne ruga să ridic un frate în vârstă, spune: fraților, să vă spun ceva. Acest soi de draci nu iese cu legitimație. Nu iese cu diplome și cu procesul verbal câte voturi ai avut. Acest soi de draci este cu rugăciune și cu post și cu autoritate de la Duhul Sfânt. Să ne odiei, să o lese în adunare. Avem nevoie, fraților, de autoritatea Duhului Sfânt. Avem nevoie de puterea Duhului Sfânt. Nu disprețuim școala, nici legitimațiile, nici diplome. Sunt binevenite, dar metodă de disciplinare, post și rugăciune. Postul te rupe de pământ, rugăciunea te lipește de cer. Să ne dea Domnul și nouă metodele astea, ca astfel dobândim o minte sănătoasă. În al treilea rând, prin legământul care îl încheiem noi cu Domnul, spunea Psalmistul 25:14, prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El le dă învățătură. În ce este legământul ăsta? Evrei 10:16. Iată legământul care îl voi face eu cu ei. Voi pune legile mele în inima lor și le voi scrie în mintea lor. Să ne scrie Domnul legile lui aici. Dar asta înseamnă că avem legământ cu Domnul. Și am mai spus eu o metodă. Prin exersare sau folosire, nu știu cum, puneți voi numele. Că în Evrei 5:14 scrie așa: dar hrana tare este pentru oamenii mari, a căror judecată s-o deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Eu odată spuneam la niște copii, bă, că copii puțini aveți, copii de școală, e tare greu, am învățat tabla mulțării. Învățam bine la școală, două lucruri le-am învățat greu, să cunosc la ceas. Doamna mă avea de bun și când era ea de servici, mi-a pus: tovarășul creitor, te duci în cancelare și când e fără 10, apeși aici. Eu m-am dus, am stat în cancelare, nu cunoșteam la ceas. Am stat o bucată, m-am plictisit, bă, trebuie să fii fără 10. Am sunat pe la jumate, cred că era. Am sunat, copiii, o ieși afară, o venit directul, cine o sunat, m-o scos până la urmă. Asta vă spun că eu știu acum când e fără 10. Eu știu acum când e fără 10, dar știu și când e și 10. Avem noi o taină aici cu fratele Titi. Oricum, el e mai tânăr ca mine, cu o săptămână. Și greu am învățat tabla mulțirii. Când făceam eu școală, era voie de luat la palmă. Câte greșeli aveai, atâtea luai. Atâtea mi-erau de dragi palmele astea, atâtea mă gândeam pe care să o dau, pe asta sau pe asta. Până la unul îi dam pe amândouă, după câte carte știam eu. Dar am învățat și acum știu tabla mulțirii. Știți de unde? Hrana tare pentru oamenii mari a căror minte s-o deprins prin... Că repetiția e mama învățăturii. Am mai povestit, eram la o familie tânără în Londra cu un frate și spunea: frate, eu nu am memorie, nu țin minte. Și fratele era voinic, așa cam polițist el, așa cam... Și tace de gură, la un moment dat, din senin, se răstește, spune: bă, îți trag un palmoi acum, aia. Dar ce a dat, de ce, frate? Zic că numai așa să văd, cât mă ții minte. Voi ce spuneți? Pe mine, eu n-am fost de 42, o să mă țineți minte că am predicat mult, probabil. Nu? Nu apelăm la licitină, da? Cum e cu memoria? Am un prieten care spune: frate, la noi în adunare era o fată frumoasă, am mai povestit eu, dacă ți-l spun, e prieten și cu tine bun. Era o fată frumoasă
mai mult băieți au încercat la ea, dar nu a reușit niciunul. Ăsta nu, ăsta nu. Cineva, băieți altruiști, cumva, băie, du-te tu că ai avea succes, ești frumușel, înăltuț, student. Ia du-te și încearcă. Și el într-o seară o conduce acasă, încurajat de prieteni, și la jumătate drumul cere prietenia. Dacă îmi vrea să fim prieteni, ia să oprești și spune, tu te-ai uitat odată în oglindă cum arăt? Spune, băi, frate Dragoș, cu 40 ceva, nu uita asta, măi. Nu știu cum să fac să uit asta. Voi țineți minte versete din Scriptură? Ne țineți minte? Câte versete? De ce nu știm că nu învățăm? Ne rugăm la Domnul să ne dea înțelepciune ca să știm. Acum nu vă cere nimeni să știți pe de rost, că ăsta e un dar de la Dumnezeu, nu l-au toți. Dar trebuie să știm ceva din Scriptură. Eu am rămas la gândul ăsta, hrana tare pentru oamenii mari. Și mai scrie în 2 Petru, capitolul 3, versetul 1. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu, în amândouă cauze să vă trezesc mintea prin mintea sănătoasă prin înștiințări. Un pic atent la ce se întâmplă. Numai că la înștiințările astea. Eu v-am spus, am lucrat 10 ani la reparație locomotive. Locomotiva diesel are un motor mare. Și patent Brondoveri a dus Schulzer din Elveția importante. Un motor cu 12 pistoane, dar mare, 28 cilindreia. Motoare scumpe. Mecanicii mai făceau ceva. Furau motorină și mai puneau apă, mai puneau reziduri ca să completeze. No, dar elvețianul a fost un om tare deștept. Ca să nu vină toate gunoaiele în motor, el a pus o baterie de filtre. Avea multe filtre și motorină ce și ajunge numai aia curată acolo în injector. Eu la minte, la înștiințările astea din Petru, mintea sănătoasă prin înștiințări, am pus la cap un filtru. Dacă vreți, puneți-l și dumneavoastră, îl recomand. Filipeni, capitolul 4, versetul 8. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce vreni de cinste, tot ce drept, tot ce curat. Vedeți că nu tot ce auziți voi curat. Nu tot ce vedeți voi curat. Nu, 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 nu. Nu stăti drepte. Dar eu am pus filtrul ăsta. Numai asta, orice faptă bună și orice laudă, aceea trece mai departe. Celelalte se opresc aici, le dau la gunoi și eu rămân cu mintea sănătoasă. Domnul să ne ajute. Încă eu am vrut să-mi probez mintea, să văd cât e de sănătoasă mintea. Și am făcut o probă. Măi, cum se vede mintea sănătoasă a unui om? Hai că nu merg mai departe, aici mă opresc, da? În Tit, capitolul 2, versetul 8. În învățătură dă dovadă de o vorbire sănătoasă și fără cusur. 2 cu 8, da? Vorbire sănătoasă și fără cusur. Eu știu cum cunosc un om cât minte are? După cum vorbește. Căci gura vorbește, din prisosul inimii, scapă unul o prostie, o înjurătură, a scăpat-o. Dar de unde ai scăpat-o? Unde era când ai scăpat-o? Eu când văd că un om spune una de aici și una de aici și una de aici, bă, așa e în cap la dânsul. În armată mâncarea se schema ghiveci, tăte la un loc și mesticate, bine, nu ne plăcea, dar o mâncam de foame. Așa e cât e în cap la unul. Vezi mintea, vezi cât minte sănătoasă ai acasă după cum vorbești acasă cu nevasta. După cum te adresezi, nevasta după cum vorbești cu... După cum ți-i vorba, atât ți-i sănătoasă mintea. În învățătură, dă dovadă de vorbire sănătoasă. Eu prin asta mă verific. Domnul să ne dea minte sănătoasă și vorbire sănătoasă. Eu mai am un test. Omul cu mintea sănătoasă evită niște lucruri. De exemplu, evită conflictul. Erau oamenii lui David flămând, s-au dus la un chiabur de pe muntele Carmel, au spus, dă-mă niște pâine. Nabalul, de cine fiul lui Isai? E un fugar. Nu îi dau nimica. Așa s-au enervat David de tare, o lua 10 băieți, un armat. Băi, o lua până dimineață, nu rămâne nimic din casa lui Nabal.
Dar aude Abigail, femeia lui, mi-a ei cu minte. Și spune Domnul meu, hai să spun o vorbă la ureche. Eu de aici am predicat la nuntă. Când faci o corecție la bărbat, nu o fă când mănâncă în public. Odată eram la o căsătorie și bărbatul cred că era flămând și mânca și nevasta îi spune, nu horpăi așa, că aude tot în masa. Ăla s-a enervat, a pus lingul, na, mănâncă tu, nu știam cum sunt pe aici acum. Băi, când vrei să-i atragi atenția la ureche și viceversa. Abigail spune, Domnul meu, vin să spun ceva la ureche. Și în cartea Samuel, capitolul 25 cu versetul 25, știi ce te rog? Nu îți pune mintea cu el. Așa îi spune. Nu spune Domnul meu mintea cu el. Vorbesc așa ipotetic, în Caransebiș, nu știu dacă aveți, cred că vă sunteți gospodari, un om astrăză, nebărberit, murdar, miroasă, doarme în cutii de carton, un om urât. Și să vezi, a undită mai domn, cu părul grizonat, cu cravată, cu acla, cravată, cu diplomată, că se bate cu unul de la, să spui, să ceartă, să împinge. Păi eu spune, bă, la acela n-am pretenții, dar... Dar la ăsta și-a pus mintea cu el, mă. Nu eu pe ăla care părea mai cu minte la judeca. Și vine femeia să spune, nu-ți pune mintea cu el. Eu când văd că doi se ceartă, zic, băi, care cu care și-a pus mintea aici? Că unul n-are înțelepciune, sau amândoi n-au înțelepciune. Căci mintea sănătoasă se vede din vorbire sănătoasă și se evită conflictele. Mai evită ceva. Luca 12 cu 29. Nu vă frământați în mintea voastră ce mâncăm, cu ce ne îmbrăcăm. Astea îngrijorările exagerate, nejustificate, nu-s bune. Nu-s bune. Eu am povestit că era o familie, vreo 10 copii, el om gospodar, și meseria, și albini, și o grada plină de mașini, copiii o pleca prin Austria. Nevasta a rămas cu frică de când era copii mici. Povesteau fetele, când duceau lături să arunce la porc, i-au băgat mâna și au spus, copii, asta e bună, asta nu se poate da la porc. Se duce la o vecină, spune, vecină, n-ai să-mi dai două ouă, că noi murim de foame. Mă, ce e ea, îi dă un coșuleț de ouă, altă vecină, n-ai niște făină de porumb să-mi dai, n-am cu ce face, mă mănică. Îi dă o pungă și sara îi spune, bă, poți spune și numele. Măi, dar chiar întreabă bărbat, n-aveți ce mânca? Cum n-aveam ce mânca? O îngrijorare de când era copiii mici, atâta s-a îngrijorat până s-a pierdut mintea. O trebuit în fiecare seară să facem rugăciune, când seara făceam rugăciune la ea, a doua să era liniștită. Dacă o seară n-am putut merge, avem adunare. Și ne-a rugat în adunare. După aceea n-am mai făcut greșeală, ne duceam și la ea. A doua zi agitată. Până când în urma rugăciunii Dumnezeu a vindecat-o, a venit în adunare, se ruga în adunare, trăiește și în ziua de azi și episodul ăla parcă s-a șters din familie și de așa. Dumnezeu i-a dat mintea înapoi. Știi de la ce-a pierdut ea mintea asta? De la îngrijorări. Un om cu minte sănătoasă nu se îngrijorează fără măsură, fratru. Domnul să ne dea pricepere. Un om cu minte sănătoasă promovează ceva. În cartea Maliahii, capitolul 2, versetul 15. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu. Și ce vrea acest Dumnezeu? Sămânță dumnezească. Și acum, luați seama, dar în mintea voastră. Și niciunul să nu fie necredincios neveste din tinereța lui. Unde începe practicarea credincioșiei? În mintea voastră. Aici începe. Unde încep infidelitățile și înșelăciunea în familie? În mintea voastră. Acum 40 de ani, eu când m-am însurat la noi în sat, 18 duminici la rând au fost nunți. Era adunare mare și suntem. 18... Erau fete, tăti cu minți frumoase, focăite. Eu am luat una. Băi, cam asta mi s-ar potrivi. În mintea mea i-am spus, de acum eu sunt credincios ei. În minte am gândit asta. Pentru minim, așa am setat eu mintea. Gata, asta-i. Și spune prorocul Domnului, niciunul din voi să nu fie necredincios în mintea lui. Asta promovează credincioșia.
În minte, mintea sănătoasă. 1 Corinteni 14 cu 15, ce-i de făcut? Mă voi ruga cu Duhul, mă voi ruga cu mintea. Promovăm rugăciunea și relația cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Noi avem de dus o luptă. Arme sunt multe. Am ales o armă pentru seara aceasta. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Cu ce gând? Gândul pătimirii, gândul suferinței. Eu nu sunt de acord cu Evanghelia prosperității. Dacă te-ai pocăit, trebuie să fii bogat, trebuie să trăiești bine, trebuie să fii sănătos. Nu, nu, nu. Domnul îngăduie și suferință. Care e rostul suferinței? Voi ați avut parte de suferință vreodată? De ce le îngăduie? Că sunteți copiii lui Dumnezeu. De ce? Scrie în Evrei capitolul 2 cu versetul 10. Se cuvenea dar ca acela prin care și pentru care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirilor. Suferința e o metodă de desăvârșire a noastră. Poate cea mai rentabilă, unii spunea că e singura metodă. Dumnezeu nu ne pedepsește cu plăcere, nu e un tată sadic. El lucrează la caracterul nostru, El vrea să ne desăvârșească ca să ne poată duce în slavă. Ăsta e rostul suferinței. În suferință și în încercare te cunoști cel mai bine pe tine. Eu cred că eu sunt băiat bun, sunt pocăit, așa, așa. În momentul când trec printr-o încercare, atunci văd cu adevărat cine sunt eu. În încercare te cunoști cel mai bine pe tine. 2. În încercare îl cunoști cel mai bine pe Dumnezeu. Noi vorbim, Dumnezeu e bun, face minuni, face slavă, Dumnezeu slave. Dar când ai avut intimitate și experiență cu Dumnezeu, atunci îl cunoști pe Dumnezeu. Și 3. Încercarea te califică pentru lucrare, suferința. Eu am avut o constituție robustă, nasc la spital. Dar prin natura slujirii, mai intru câteodată în spital. Primul lucru care mă izbește în salon, un aer îmbâxit de medicamente. Când ajung acolo, dau bună ziua la toți, mai mult mă duc la geam, deschid geamul, să vie aer curat. Trei strig odată la mine, închide geamul, domnul, închide, ne trage curentul. Eu mai stau un pic și plec, nu suport. Vine un altul care a stat internat și în perfuze, se pune domnul la capul bolnavului și povestește, nu mai gătesc vorba, știți de ce? El e calificat, el a trecut pe acolo. La un prieten de-al meu, la 40 ceva de ani, un om deosebit, un slujitor, a murit în păduri într-un accident, a rămas nevastă văduvă și acum e văduvă. O venit surorile, vai, domnul, să-mi binecuvinteze, condoleanțe, domnul, așa, domnul, așa, i-a uitat lung la ele. Eu am o soră mai mare cu 10 ani, a rămas văduvă la 40 ceva de ani. Zic că vreau să stau de vorbă cu tine. Și-a vorbit cu ea și spune, da, cum atale am ce să vorbesc. Știți de ce? Calificată prin suferință. Am un prieten, i-a murit nevasta. Și îl întreb, măi, cum e să fii singur? Dar el trebuie să are, s-a murit și ții nevasta? Zic, nu. Apă, dacă nu, n-ai cum să mă înțelegi. Degeaba să explic că tu nu înțelegi cum să-ți moară nevasta să rămâi copii singur. Știi care e rostul suferinței? Te cunoști pe tine, îl cunoști pe Dumnezeu și te califici pentru lucrare. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Gândul suferinței, gândul sfințirii. Pentru că cel care a pătimit în trup, o sfârșitul cu păcatul. Și gândul slujirii de care aminteam de 1 Petru 4 cu 11. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Multe arme sunt. E o cursă nebună în armare. Națiunile, nu știu cât din PIB-ul țării. Și România cumpără avioane secund și se înarmează. Plutește în aer pericolul ăsta. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelor. Noi avem de luptat împotriva domniilor, stăpânirilor, duhurilor răutății. O armă, una din multele, îi gândul de la Dumnezeu. Domnul să ne-l dea la toți. Amin. Amin.